După cum vă promiteam, am revenit cu detalii despre activitățile propuse de elevii și profesorii Liceului Teoretic Dan Barbilian în această perioadă, menite să dezvolte, pe de-o parte, spiritul de inițiativă, creativitatea și devotamentul participanților pentru un scop nobil, iar pe de altă parte să ofere cadrul optim pentru dezvoltarea intelectuală, inclusiv prin grija pentru semenii aflați în dificultate, să învețe despre cum pot fi îmbunătățite comportamentele actuale de consum prin referințe către tehnici de odinioară, care și-au dovedit eficiența. Profesor Andreea Săvescu ne-a spus. Sunt niște lucruri care au repercursiuni asupra situației noastre, a bunăstării noastre, a familiilor noastre, pe care le simțim zi de zi și unde putem chiar să acționăm. Și atunci ne-am gândit că am săptămâna altfel și o să continuăm în săptămâna verde, să propunem elevilor tocmai această reflecție, pe de o parte aproape filozofică, cum să fac să fiu fericit, cum să consum lucrurile în așa fel încât să fie moderat, să fie economic și să mă simt bine, să-mi fie bine. Ne-am întors la lucruri naturale, ne-am pus tot felul de întrebări legate de cum funcționa o familie, cum funcționa economia domestică, tradițională, rurală, ce se întâmpla atunci când nu exista mașina de gunoi care să vină în sat până la urmă și care erau deșeurile. Și acum, într-o lume care se tot întreabă cum să reciclezi și își pune problema și vedeam asta chiar pe postul vostru ieri, cred, o discuție despre cât de grav este că avem brânză de coșuleț și că lemnul nu este reciclabil și că mai bine l-am avea în plastic pentru că plasticul se reciclează. Ne-am zis, wow, dar oare nu e plasticul cea mai gravă, să zicem, materialul care poluează cel mai grav și de la care a pornit această întrebare? Ce fac cu resturile astea? Noi am găsit o mulțime de resturi prin gospodăriile noastre, dar am găsit și bunici dornici să ne explice cum gospodăriile lor nu aveau resturi. Pentru că o parte din lucruri se compostau, se duceau la animale, alte resturi alimentare, sticla o spălau și o refoloseau, și, mă rog, lâna o deșirau, o mai înșirau odată și așa mai departe. Avem atâtea lucruri, atâta creativitate în jurul unor materiale pe care astăzi aproape că le uităm. Deci asta a fost una dintre întrebările noastre și am pornit pe pista asta. O altă întrebare a fost legată de reciclarea propriu-zisă, ce facem cu resturile resturilor, unde se duc, există o viață de dincolo a deșeurilor, ce fac aceste resturi de dincolo, care e viața de dincolo a deșeurilor pe care le producem până la urmă. După ce au lucrat cu multă pasiune în atelierul de creație, elevii au amenajat standurile târgului de Crăciun 2023 de la Liceul Teoretic Dan Barbilian și i-au întâmpinat pe musafiri. Elevii și profesorii au cumpărat decorațiunile făcute cu drag, iar fondurile încasate vor fi îndreptate în scop caritabil. La târgul de Crăciun LTDB ne-am întâlnit cu Alina Matache, coordonatoare și membru fondator în cadrul Fundației Acasă în Mușcel, care susține concret tinerii de excelență din municipiul Câmpulung și colaborează cu instituții de învățământ în dezvoltarea unor proiecte, așa cum este și cel realizat împreună cu Liceul Teoretic Dan Barbilian. Astăzi am avut plăcerea de a participa la Târgul de Crăciun organizat de Liceul Teoretic Dan Barbilian pentru a vedea produsele realizate de către copii și pentru a și cumpăra o parte dintre ele. N-am rezistat tentației. O parte din aceste produse sunt realizate în cadrul proiectului ARTERE, care a fost finanțat de către ONG-ul nostru cu 2000 de euro. Acest proiect face parte din apelul destinat școlilor din Mușcel, pe care l-am lansat anul acesta, în luna martie. Am avut 7 proiecte aprobate, iar cel realizat de liceenii de la Dan Barbilian este unul dintre cele mai interesante. Am apreciat foarte mult faptul că în cadrul proiectului elevii au realizat chiar ei o serie de obiecte folosind materiale reciclate și aplicând de asemenea o serie de cunoștințe tradiționale. Au fost inclusiv, înțeleg, într-o gospodărie din zonă și au învățat cum să reducă la minim risipa și care sunt tehnici tradiționale de a refolosi și de a fi cât mai eficienți până la urmă în viața de zi cu zi.
De asemenea, în cadrul proiectului au reușit să achiziționeze o serie de produse care le vor fi folositoare pe viitor pentru a crea, până la urmă, a desfășura alte activități de genul acesta, de la pistoale de lipit, banc de lucru și așa mai departe. Au creat un fel de mic atelier și de-abia așteptăm să vedem și în cadrul altor evenimente ce vor face, pentru că sunt niște copii foarte creativi și muncitori și felicităm. O prezentare corelată cu subiectul proiectului și activitățile desfășurate a fost oferită de artistul Iulian Milea, cel care a realizat o colecție impresionantă de instrumente muzicale unice, lucrate în propriul atelier de acasă, din obiecte și resturi care au primit o nouă șansă la viață într-un mod spectaculos, original și care ne invită la o călătorie în cele mai nebănuite meleaguri din lume. În programul special de sărbători, la Mușcel TV vom difuza în exclusivitate o editare amplă cu filmările din cadrul acestor activități, dar și cu o ilustrare fotografică pusă la dispoziție prin amabilitatea organizatorilor.